Balaurul și țiganul. Un țigan care călătorea prin lume fu prins noaptea pe drum. Fiindcă trebuia să nopteze undeva, se opri în primul sat care ieși în cale și bătu la prima poartă. Îl deschise un țăran care îl pofti în casă. De la el află țiganul că era singurul om în viață, fiindcă satul fusese distrus de către un balaur, care în fiecare dimineață mânca pe cineva. Deja nu mai rămăseseră decât ei doi, așa că în ziua următoare era rândul unuia dintre ei. Țiganul nu se sperie. "Lasă-mă, omule, pe mine," spuse țiganul, "că-i vin eu de hac balaurului." "Nu cred că poți," spuse trist țăranul. "Nu pentru că țin atât de mult la viața mea, dar aș vrea să îi vină cineva de hac balaurului." Dimineața auzi un zgomot ca de tunet și pământul se cutremură. Sosi balaurul. Era imens, dar țiganul nu se sperie de el, ci din contră, îi ieși în întâmpinare foarte hotărât. "Înfulecă-mă dacă crezi că poți, dar îți spun, să știi că nu vei reuși să mă amesteci, va trebui să mă înghiți întreg, iar când voi fi în burta ta, îți voi găuri mațele și voi ieși afară, iar tu vei muri." "Te crezi așa de puternic?" începu să râdă balaurul. "Hai să ne luăm la întrecere." Luă între labele lui o piatră și o făcu fărâme. "Asta nu e nimic," spuse țiganul. "Eu prind una și scot apă din ea." Șmecher fiind, apucă între mâini o bucată de brânză și scoase zărul din ea. Balaurul, crezând că țiganul strânge și el o piatră între palme de scoate apă din ea, se îngrozi așa de tare că o luă la fugă de rupea pământul și nu se mai întoarse niciodată.